Crucea Roșie din Petroșani le-a întins o mână de ajutor familiilor cărora le-au luat foc locuințele în urmă cu câteva săptămâni. În urma incendiului, 4 familii de pe strada Grivița Roșie și-au pierdut agoniseala de o viață, tot ce aveau fiind mistuit de flăcări. Astăzi, reprezentanții Crucii Roșii le-au dus sinistraților o canapea, saltele, precum și câteva pachete cu alimente. Regretăm cele întâmplate, da, vedeți că soarta e potrivnică câteodată. Ne pare rău ceea ce s-a întâmplat cu cele 4 familii, practic, din cele 2 locuințe și noi vom ajuta în preajma sărbătorului cu pachete cu alimente substanțiale și le-am dat saltele și o canapea extensibilă. Tot astăzi și tot Crucea Roșie, dar filiala județeană, au împărțit pachete cu alimente familiilor nevoiașe din vestul Văijiului.